și cele două garnituri de start. Vom începe cu echipa gazdă, așa cum o facem de fiecare dată în protocolul transmisiunilor IAE. Junior Mapucu și Hamidou Keita. Arbitrează această partidă Adrian Cojocar, Udiș. Carabue, din nou la Laurențiu Rus. Rus fentează șutul și este gol! Gol, minutul 7, culoasă, iată la aici. Pe Buș o minge care a fost între fotbaliștii la care Lustenau. Și ce gol! Ce gol, prieteni! 1-1, minutul 33, surprinzător. Gabi Iancu a marcat în ambele ligi goluri superbe. Iată, șut. Startul acestei reprize. Vine centrarea pe colțul lung și ocazie uriașă pentru formația lui Dan Alexa. Aymen Souda a șutat, Amari a fost cel care a executat cornerul, din nou Aymen Souda încearcă foarfeca, este acolo aglomerație, gol! Amari! Vom vedea, a încercat o foarfecă, încă o dată în patache, apoi Lukin e urmărit, Golovka recuperează, e o fază periculoasă și Dobrosavljević va fi eliminat. Mai avea un cartonaș galben, Dobrosavljević, intervenția este o comportare nesportivă. E de galben clar ultimia. Șutul lui Gabi Simion mai degrabă la trecerea timpului și se încheie meciul. Dunărea Călăraș câștigă cu 2-1.